E piesă pe feeling asta. Știu. Și vreau să intru în feeling. Vreau să fiu efectiv una cu piesa. Efectiv. Să-mi plângă oameni în public. Da, da, de bine. Nu, de bine. Nu, de bine, normal. Da. Dacă reușesc să fac asta, e... mi-am deplinit scop. Să-mi vine mie să plâng când cânt, că așa știu că și ceilalți vor simți bine și că vor simți ceea ce am transmis. Maria Ojică! Ia să vii asta acum, ne să-mi dormă. Baby! Engine's empty. All the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the body's empty that is counting out the corners of your mind? Oh, I will ask you for mercy. E sub ton toată. Prima dată în viață e sub ton toată. What you see is the worst me. The last of my kind. In the muddy water with only no. It's up to the muddy water with rolling. Holds me down. Sunt extrem de emoționat, adică vorbesc și plâng. Mi s-a părut că a avut dificultăți, dar nu, nu mi s-a părut că a fost sub ton. La strofe zici, la strofe ziceți, nu? Toată la piesa a fost sub ton. Strofe zicem. Toată piesa a fost sub ton. Bă, piesa asta, ce-a cântat piesa? Eu habar n-am. Să aștepți 2 minute ca să urli odată. Să aștepți 2 minute să cânți acolo jos. Da, dar știi bapă. Care e șmecheria? Că e mai jos, e mai, e mai greu să cânți acolo jos. Păi nu e vorba de greu sau de bine. E vorba că tu când ești într-un show și ai ajuns așa de departe până în semifinale. Și cânti piesa asta. You better asta. Choose the right song, frate. Că sunt noi venim până aici ca să ne ții pe jurați, pe oamenii de acasă, pe oamenii din public. Stați, că acum... No. Nu cred că este vreunul dintre noi aici în momentul de față care să nu-și dorească să treacă mai departe. De asta am venit. Da, pentru că vreau să prelungesc starea asta și emoția. Aici permanent a fost în tensiune. Da, mă, da, a fost tensionată. A fost un pic în... Dar și prima a fost problematic. Da, dar prima măcar au fost notele calme. Aici, da, da. Aici a fost un... A fost aproape bine. Sau aproape perfect, nu mi-aș știu, aproape... Pe mine asta mă deranjează. Asta e ca și cum ai aștepta finalul unui banc sau...
asta e, nu știu, ca Beverly Hills, dar cu 130.000 de episoade, să aflăm cine moare. E permanent. Și s-a terminat. Și tu rămâi așa frustrat tot, știind ce voce are. E la una dintre cele mai puternice voci. Da. Cele mai și bune, bune voci din concurs. Da. Eu mă așteptam să fie țiplă acolo. Nu, n-am simțit absolut nimic. Maria Ojica are un super timbru. Zici că te ia în brațe cineva, e foarte cald și plin de armonice și asta o face să sune bine cam pe orice cântă, dar dincolo de asta, ea are pe alocuri neîncredere și atunci asta o trage în spate mereu. Oamenii când urcă pe scenă sau când intră în studio, eu le zic mereu în studio, cel puțin, uite, acolo e ușa, mai ieși o dată și intră din nou și lasă la ușă familia, părinții, oameni care ți-au zis că nu poți, toate amintirile în care unii ți-au spus că tu nu ești de ajuns, lasă-le acolo, că n-ai nevoie de ele, aici trebuie să intri și să fii a star.